Bună ziua, Alina. Iată, după ce am preparat siropul cu oxalic, înainte să ne apucăm de treabă, trebuie să pregătim afumătorul. Eu ce voi folosi? Avem un afumător. Acum vreo 2 ani de zile l-am achiziționat. Nu foloseam înainte fum. Și acum o să vedeți în ce situație folosesc fumul. Am curățat fumătorul de cenușă de data trecută. Acest fumător nu are burduf. Și ce folosesc? Folosesc carton. Pregătesc cartonul. Cei care tot filmează și să tot scoatem rame din stuc și arătăm ce familie puternice avem. Mai trebuie să arătăm și lucrurile mărunte. Că înainte te pregătești cu ce trebuie ca să poți să te bagi între albinuțe. Deci eu pregătesc cartonele. Carton, dar nu cartonul este principalul lucru care face fum, ci acest coajă de copac care o rup. Dacă folosiți, să știți că ține foarte mult fumul, chiar ore întregi. Deci puteți lucra liniștit cu coajă de copac. Dacă întrebați ce copac este, de la brad, de exemplu. E de brad, se poate folosi diferite tipuri de coajă de copac. Depinde ce aveți la îndemână. Cu cât e coaja mai groasă, cu atâta va ține fumul mai bine. Deci, cam asta cea mai ce ajunge, un timp destul de lung. Înainte de toate, aici avem niște hârtie la care îi dau foc și încet, încet, asta, îmi dau foc, băgăm în afumătoare, băgăm și cartoane. Ca să se aprindă. Începem să adăugăm și un pic de coajă de copac. Mai adăugăm hârtie. Încă o bucățică de carton. Și așa. Încet, încet, cum face fumul. Mai adăugăm carton, mai adăugăm coajă și tot așa până se aprinde bine coaja. După ce se aprinde coaja, nu mai băgăm carton, băgăm doar coaja. Iată ce fum facem. Destul de simplu pare, nu? Bineînțeles, a durat ceva timp până am deprins acest lucru. Hai că mai adăugăm cartul. Nu avem burduf, avem motoraș cu baterii. E foarte eficient. Mai băgăm coajă și lăsăm deschis afumătoarea, nu-i pune capacul până se aprinde foarte bine. Ok, cam atât. Acum el a pornit și putem să începem treaba la albinuțe.
lucrările care le vom face azi. Voi arăta câte ceva din ele. Până atunci, numai bine, am dus să mă pregătesc pentru a începe lucrările.